Salutare, prieteni, și bine am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. Astăzi continuăm seria noastră de Euro Truck, care am început-o, cred că acum vreo două săptămâni sau când am început-o. O să încerc să fac videoclipul acesta să fie mai calitativ decât celelalte două pe care le-am făcut până acum. Ce nu mi-a plăcut la primul videoclip e faptul că nu se auzea vocea, iar la videoclipul al doilea mai mult se auzea ventilatorul de la laptop decât vocea sau jocul în sine și era ciudat. Bun, astăzi continuăm aventura noastră și o să mai facem câteva curse. Și vorbind despre curse, vreau să verific câteva chestii întâi. O să mergem să vedem câteva camioane. Stați distributorul, da. Asta este o mașină care am instalat-o eu cu un mod Skoda Superb. M-a interesat un camion. Care anume, cred că ăsta e bun. Ăsta l-am condus, cred că, în episodul anterior, dacă nu mă înșel. Ăsta pe gri și mi-a plăcut foarte mult. 253.400 și ceva de euro. Ai de puini. Da, e cam scump. Sincer, e scump. Încă n-avem suficient bani să cumpărăm nici măcar un camion. Doar un autoturism cred că o să-mi iau prima dată. Vreau să strâng bani pentru niște un autoturism, pentru un autoturism ca să pot să mă plimb cu el. Oriunde ar fi nevoie. Da, deci prima achiziție nu o să fie un camion, o să fie un autoturism Skoda Superb. Bun, hai să vedem ce e-mail-uri avem, dacă avem ceva. Ăsta l-am văzut deja. Rate la bancă nu vreau să-mi fac. Așa că, ca de obicei, începem cu o cursă. Doar de curiozitate să vedem ce este. Galați, Iași, Cernavodă, București. Ok. Haideți că mergem la București atunci și mergem tot cu Volvo să-i dăm drumul. Nu avem GPS pe camionul ăsta, așa că o să trebuiască să folosesc pe celălalt. Transportăm ceva piatră. Stați un pic aici, bai.
Da, acolo e bai mare. Hai că am scos acolo. Hai că am scos. E bine. Nu știu de ce au pus limitarea aia de 20 acolo. În fine, nu e importantă. Trebuie să avem deja aici. Hop, 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 hop.
Opa, opa, opa. Acum eu văd că nu prea am motorină. Dar chestia e că nici nu mi-arată pe... Încerc să mă bag la pompe, dar nu. O să așteptăm un pic. Mamă, deci aproape 800 de euro pe toată motorina aia care am pus-o. Mamă, revenim în cabină.
Amir, că nu mi-a dat amendă polițaiul ăla. Am intrat cu 50 și ceva în oraș. Scăpat ușor. Ușor a scăpat. Stăm bine cu banii, avem aproape 10.000 de euro. Sper să apuc să iau și niște curse mai interesante. O să stau pe banda stângă pentru că o să fac stânga la următoarea intersecție și nu vreau să îmi complic existența. Oh, oh. Am văzut pe la introdire.
Bun venit la București! Mare drum a fost până aici. Am ajuns și noi în capitală. Sper că pot să iau un transport mai lung după asta. Transporturile astea chiar că au fost aproape nimic. Încă n-am reușit să instalez Romania Map, dar o să instalez cât de curând. Hai că ne descurcăm noi. Deja devin mai priceput și la parcările astea. Se poate să fi pus un pic prea... Da. Tragem un pic. Trage, 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 trage. Am dreptul spate.
Nu e nici foarte bine, nici foarte rău. Încă o cursă, să vedem. O cursă rapidă. Luăm una din București de data asta și mergem spre Constanța. Constanța, de ce nu? Doar și pavaj exterior. Ok. Flos pavaj exterior să fie, deci mergem cu Merțanu. Oi, 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 ce frumos arată Mercedesul nostru. Hai să pornim tot ce-i de pornit. Ok, perfect. Și mergem la drum. Thank you.
Da, asta este o problemă, că nu pot să merg pe aici. Aoleu. Vedeam pe unde ne bagă GPS acum, că nu știu pe unde e. E o mică problemă, dar n-am ce face. Poate reușim să facem cumva să ieșim. Habar n-am. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar... Ceva accident a fost, clar. Vedem pe unde ne bagă. Sunt tare curios. Super, am făcut accident. Am făcut accident pentru că nu... S-a vrut măgăoaia asta să oprească în timp. Am frânat, dar degeaba. Trebuie să mă gândesc și la chestia asta, distanța de frânare când iau camionul. Trebuie să-l cumpăr. Călăraș. Super. Ne-am băgat prin călăraș și am impresia că... Da, nu știu. Mi-a lungit un pic traseul. Sau greșesc, apar n-am. Sunt un pic indignat că ne-au scos de pe autostradă, că ajungeam mai repede, dar... Acolo e o problemă. Stai acolo. Nu mi te băga în față, te rog eu. Așa. Motorii n-avem suficient acum, pentru 2 ore și ceva mers, ar trebui să ne ajungă. Vedem.
Oare ce tren vine? Călători? Vedeam. Interesant că nu-s vagoane CFR astea. Oh, mai uite, dar mare-i trenul. No. E, ok. Putem continua deplasarea. Am nesimțit acolo că m-am băgat. Da. Lasă, nu-i bai. Se întâmplă și din astea. Dar recunosc că m-am băgat un pic, am nesimțit-o.
Am intrat în Constanța, ceea ce este foarte mulțumitor. Ar fi intrat mai repede dacă nu ne punea accidentul ăla sau colim. Dar e ok. Curios dacă duce asta tirul 100 la oră. Că a pus accelerația, dar văd că nu scot mai mult de 90 pe el. Am urât, am luat sensul la giratoriu, dar e ok. Suntem aproape la destinație. Lung drum a fost și asta. După cursa asta, teoretic, ar trebui să fiu nivelul 3, dar vedem.
hai să vedem cât câștigăm. Este 3500 și ceva de euro, ok. Bun. Deci este foarte ok. Dacă nu putem face nimica pe distanță mare, dar o să ajungem și acolo. Mai devreme sau mai târziu să ajungem și acolo. Bun, hai să vedem. Explozibil. Închide inflamabil. Hai să mergem pe explozibil. Deci explozibil, nu știu ce să stea două. Bun. E ok. Până la nivelul 4 mai avem, așa că probabil la nivelul 4 să putem să alegem o competență nouă. Ceva prin e-mail, vă putem sprijini de votarea dumneavoastră. Vă trebuie să vă sprijini această rețetă. Reformare, lumea de trebuie să uite sunt aceste lume de mii de euro. Puteți duce de să rămână ce moment dacă sunt segment al torci. Întrebarea este dacă vreau să-mi fac eu credit la bancă. Că nu prea îmi vine să-mi fac credit la bancă în momentul ăsta. Nu știu nici cât ar veni rata lunară ca să pot să zic că merit. Adică dacă mă împrumut cu o sumă de 500.000 de euro... Haideți să mergem până la bancă să vedem. Deci dacă mă împrumut cu 100.000 de euro, trebuie să fac zilnic curse care să valoreze de la 3.000 de euro în sus. Ca să merite investiția de 100.000 de euro. Apoi eu camion la 100.000 de euro, nu știu ce să-mi cumpăr. Da, nu știu, este o variantă și chestia asta cu achiziția unui camion de pe bani de la bancă. Vedem în episodul următor, probabil, vedem dacă reușim să achiziționăm ceva sau... Doar așa de interes, dacă mă uit... Curse am avea de la 3.000 de euro în sus. Bun, o să rămâne de văzut oricum. Ce urmează să cumpărăm și ce nu. Deci este posibil să fac un împrumut la bancă, dar vedem. Pentru episodul de astăzi eu zic că ajunge. O să urmez încă vreo două episoade de... jocul care vreau să-l fac. Vreau să mai duc un joc pe canalul ăsta și trăim simulente și după aceea ne toarcem înainte să vă. În fine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, subscribe și tot acâmul. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare și vă doresc o zi bună continuare.